Ambele accidente rutiere s-au produs în localitatea Năvodari din județul Constanța, primul pe 16 octombrie. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere stradală se observă că un bărbat de 37 de ani a așteptat momentul potrivit pentru a sări în fața unei mașini care se afla în mișcare. În această situație, conducătorul auto a reușit să reducă viteza mașinii înainte de impact. Al doilea accident s-a produs 5 zile mai târziu, la o distanță considerabilă de trecerea de pietoni. Bărbatul de 51 de ani care s-a aruncat în fața autoturismului a ajuns în stare gravă la spital. Autoritățile suspectează că cei doi pietoni au simulat accidentul pentru a solicita despăgubiri de la șoferi. În fața unor astfel de situații, conducătorii auto nu au multe opțiuni. Recomandarea mea este că atunci când un conducător auto observă la marginea trotuarului o persoană care poate și puțin agitată, e bine să reducă foarte mult viteza, în așa fel încât, chiar dacă există impact, impactul să fie cât mai redus. De asemenea, poate să schimbe banda, la fel, deplasându-se pe banda a doua, să fie mai departe de trotuar. Din câte am văzut la Năvodari, aceste persoane au fost cu intenții, pentru că au alergat spre mașină și efectiv s-au aruncat în fața acestei mașini. Ori având montată o cameră pe bordul mașinii, s-ar putea demonstra că cel care s-a aruncat a avut această intenție și nu a fost lovit din neatenția conducătorului auto. Șoferii implicați în cele două incidente au putut să-și dovedească nevinovăția cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere stradale sau instalate pe bordul mașinilor. Înregistrările sunt acceptate ca probă în instanță, chiar dacă au fost făcute cu echipamente neomologate. Recomandăm și noi tuturor șoferilor să fie prudenți la astfel de comportamente în trafic. Revenind la întrebarea strictă a dumneavoastră, precizăm faptul că orice mijloc de probă poate fi administrat într-o cauză, inclusiv în cauză penală, deci inclusiv filmările cu astfel de camere de luat vederi montate pe autovehicule care nu sunt omologate din punct de vedere rutier. Mai mult decât atât, facem și precizarea că începând din această săptămână, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost operaționalizat și un hub special în care astfel de imagini pot fi transmise pentru a se lua măsuri legale. Ne referim în primul rând la imaginile care demonstrează sau evidențiază un comportament agresiv în trafic, dar iată că și astfel de imagini pot face obiectul unor activități de verificare. Până în acest moment, în județul Suceava nu au fost raportate incidente similare celor din Năvodari. Totuși, dacă surprindeți nereguli în trafic, puteți să transmiteți imaginile direct polițiștilor prin intermediul unui hub care a fost operaționalizat săptămâna aceasta. Pe pagina Ministerului Afacerilor Interne, dar și pe paginile oficiale ale fiecărui inspectorat de poliție din țară, este operaționalizat hub-ul MAI. Orice cetățean, orice participant la trafic poate intra pe acest hub, poate urma câțiva pași simpli de înregistrare printr-un cont care, bineînțeles, ulterior să-l facă identificabil și poate încărca acolo imagini privind comportamente agresive în trafic. Menționăm faptul că persoana respectivă nu va fi în mod neapărat necesar sau automat chemată și pentru audieri sau alte declarații. Este o modalitate transparentă prin care încercăm să reducem în special tot ceea ce înseamnă acest fenomen de comportament agresiv în trafic. Ionuț Epureanu a mai declarat că persoanele care încearcă să obțină venituri prin orice formă de înșelăciune sau șantaj riscă să fie cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, înșelăciune sau șantaj.